Uite, Anatol, pentru că e sezonul estival deja și oricum vara, știm, mă gândeam, petrecem mai mult timp în aer liber, fie la iarbă verde, fie în parc. Acum pe ploi, da. În vacanță, la munte sau la mare. Da? Da. Da, asta voiam să spun. Însă puțin acordă atenție cuvenită protecției solare și nu doar la mare, ci oriunde suntem expuși razelor ultraviolete. Pe bune, da. Despre alunițe care de cele mai multe ori sunt inofensive, dar pot provoca anumite probleme de sănătate, vom discuta în cele ce urmează cu medicul dermatolog Veronica Buzdoagă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Noi suntem cu adevărat preocupați pentru că auzim tot mai multă lume care folosește creme cu protecție solară atunci când merge la mare, alții sunt mai curajoși. Și nu o fac. Dar totuși știm că expunerea îndelungată și la orele nepotrivite la soare poate avea efecte nocive asupra sănătății, nu? Cum e corect să ne protejăm, de fapt? Adevărat este. Deci, soarele este foarte agresiv asupra pielii, atât asupra aluniților, cât și în general a pielii. Poate provoca arsuri solare, îmbătrânirea prematură și, de ce nu, modificarea informației la nivelul aluniților. Atunci când o aluniță în timp, cumulând acele raze ultraviolete, își schimbă informația și încep a crește celule din alea cancerogene care își duc la apariția cancerului de piele. Apropo, vreau să-ți spun că nu știu dacă cunoaștem multă lume, dar incidența de cancer cutanat în Republica Moldova este destul de înaltă și practic foarte multe persoane se confruntă cu această populație. Vreau să spun că sunt diverse tipuri de cancer cutanat, două fiind esențiale, cancer non-melanocitar și cancer melanocitar. Cancerul non-melanocitar este de fapt acel cancer care cel mai des se dezvoltă la persoanele care se expun cronic, regulat, la razele ultraviolete. Și chiar din experiența mea, vreau să-ți spun că vin pentru diagnostic, de fapt eu asta și fac un screening, un diagnostic, mă ocup cu asta, vin femei de la țară care lucrează ziua întreagă pe câmp și nu se protejează și încep la o anumită etapă a vieții, după o vârstă oarecare, că se dezvoltă oricum și cancerul după o anumită vârstă, cu o leziune cronică la nivelul feței, la nivelul decolteului, care ba erodează, ba se descoamează și nu trece cronic. Înțelegi? Și asta este o consecință expunerii la razele ultraviolete. Dar care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii atunci când merg în vacanță? Că unii cred că dacă pun crem pe ei, gata, e și merg în apă, gata, nu mai trebuie să pot să stea o oră în șir la soare. Deci, uite, sunt persoane care se ard foarte repede și nu cred că există mai mult de 10-15 minute că fac o arsură solară. Și apropo, vreau să știi că 5 arsuri solare cresc, dublează, de fapt, riscul de apariția cancerului cutanat. Este lucru care trebuie să cunoască toată lumea și încă un lucru foarte curios e că pe parcursul vieții acțiunea razelor ultraviolete se cumulează. Deci este suficient să faci fiind tânăr câteva arsuri solare și să primești consecința deja fiind în vârstă. Deci da, sigur, razele sunt destul de agresive, schimbă informația la nivelul celulelor și uite duce la ce duce, la modificări la anumite alunițe. Deci aici vorbim deja de nevii pigmentari care, deci la o anumită etapă cu pigment, da, se observă că își schimbă forma și sunt anumite criterii, zicem noi, formula ABCDE, care de fapt ne ajută și e bine să o facem acasă, deci evaluăm singuri. A ar fi asimetrie. Atunci când avem o aluniță și este asimetrică, este bine să ne punem în gardă. B, bordura. Deci când observați că o aluniță începe să aibă margini rupte, da, atunci iarăși ne pune în gardă. D, dimensiunile. Deci ai observat când timp crește. Păi uite, crește, da? Da. Și e evoluția. Deci este foarte importantă evoluția aluniței. Și zic eu de fiecare dată că este responsabilă persoana de alături. Că, deci, soțul, soția, mama, copilul și așa mai departe. Deci este foarte important să ne vedem unul pe altul. Că, de fapt, cancerul de piele se vede. Deci, uite-te, spune-i
persoane apropiate cu care trăiești, că uite, ai o aluniță pe spate, că el nu o vede. Da. Și uite, a evoluat. Azi arată așa, dar peste un an poate să arate diferent. Și diferent. Dacă persoana nu înțelege? Și, de asta și zic, e bine să informăm populația, să cunoască că evoluția este foarte, foarte importantă. Și fii atent și spune apropiatului tău că uite, ai un iev și nu-mi place. S-a schimbat în dimensiuni. E vară, oamenii abia așteptau soarele. Păi e bine, hai să ne bronzăm, dar hai să aplicăm protecție solară. Da, apropo de asta că ai spus, îmi cer scuze pentru protecția solară, cremele astea cât de eficiente sunt, cum trebuie aplicate corect și să ne spuneți și dacă, pentru că unii spun că ar conține foarte mulți parabeni și că ar fi și nocive într-o oarecare măsură, e adevărat? Poate și ar fi și o dreptate în toate astea. Nu putem să zicem, sunt diverse companii, diversi producători. Până la urma urmei, zic eu, cea mai bună protecție, știi care e? Să nu te expui în orele de vârf. Deci ne bronzăm până la ora 11 și după ora 3-4. Atunci riscul scade. Și mai permanent încerc să le explic persoanelor că, uite, în țările asiatice, de ce persoanele umblă permanent cu haine lungi? Sunt astupă fața. Da. Până la urma urmei, ei se protejează. Da. Adică și noi mergem cu copiii ăștia la plajă, sigur că un copil nu o să stea permanent. Am și eu copii și eu știu că nu reziști să-l permanent la fiecare două ore, hai să-i aplicăm crema, îl vine din apă, îl ștergem iarăși și aplicăm. Da. Este complicat. Dar să avem grijă de copiii noștri și să îmbrăcăm într-o cămășuică, cu mânica lungă, subțire, să le punem în cap o pălărie și atunci îi avem protejați. Și deschise la culoare, da? Pentru că și deschis la culoare, sigur, deschis la culoare, se refractă razele ultraviolete. Da, e bine, deci ne protejăm cum putem. Sigur, legea spune așa, cu 20 de minute, înainte de a te expune la soare, aplici o cremă cu protecție solară. Și la fiecare două ore, o reaplici. După fiecare ieșire din apă, o reaplici. Deci este frumos, dar este complicat. În practic e greu, da. Fiind într-o vacanță, sigur, sunt acum și creme mai rezistente, care conțin mai multe filtre solare și chiar mă bucur foarte mult că sunt creme speciale, care am dat de așa o cremuță, cu conțin 6 filtre solare, este suficient o singură aplicare pe zi, da? Și este chiar indicat că este previn cancerul de piele. Dar, zic eu, nu poți fi sigur că oricum apare, nu te scapă și nu uitați un lucru foarte important, că fiind, aflându-ne lângă o piscină, deci apa reflectă razele ultraviolete și primește doze duble de radiații la fel, exact cum ar fi și zăpada iarna. Da, exact. Înțelegi? Și fiind la volan, la fel parbrizul, la fel reflectă razele ultraviolete. Și chiar își primește. De razele astea peste tot. Ești înconjurat. Tot timpul trebuie să vii cu crema la tine, să înțeleg. Și la volan. Uite, s-au făcut și studii. De ce zic că da, este impactul și asupra luniților, da, este și cancer de piele, da, sunt și arsurile astea care în timp duc la cancer și nu e bine, dar mai este și un proces, îmbătrânirea. Și chiar s-au făcut studii, au fost două persoane, deci au fost gemeni, da, care una a trăit într-o țară cu mult soare și alta într-o țară nordică. După care s-a studiat și s-a evaluat calitatea pielii la ele și era absolut diferite. Deci persoana care a fost expusă cronic la razele ultraviolete avea mult mai multe riduri, mult mai multe pigmentații la nivelul pielii. Pielea avea formațiuni de astea keratozice, că pe lângă problema cu alunițele mai sunt și pete pigmentare, keratoze urâte din astea vârstnice, să zicem noi, care nu arată bine. Deci, uite, are și o acțiune negativă, ceea ce zice îmbătrânirea prematură. Atunci, haideți să ne protejăm. Câteva recomandări pentru cei care sunt în vacanță, pentru cei care au de gând să plece în vacanță. Ce le recomandați ca să-și protejeze pielea? Este foarte bine să nu uitați să vă bronzați corect. Deci respectați orele de bronz până la ora 11 și după ora 15-16.
luați cu voi o cremă cu protecție solară, nu uitați de copiii voștri și nu uitați și de acele accesorii care chiar sunt binevenite, pălării, ochelare, cămașă cu mânica lungă, eu zic tot timpul, astea trebuie să ai, must have, da, trebuie să ai în vacanță, deci cămașă cu mânica lungă din bumbac, in și ne protejăm. Vrem să atingem și un subiect care mi se pare important pentru că, mă rog, în sezonul estival în special, toate domnișoarele își doresc o piele cu o nuanță mai întunecată și dacă nu merg la piscină sau la mare, atunci optează pentru solar și aici părerile sunt împărțite. Ce părere aveți despre expunerea la solar? Expunerea la solar cronică, la fel se zice că ar avea acțiune negativă și ar induce la apariția cancerului cutanat și eu sunt de acord că în timp scurt noi primim o doză mare de radiații ultraviolete. Da, și mai ales că persoanele încearcă să abuzeze de acest moment și este o problemă, eu zic că este o problemă la nivel de țară. Că la noi nu este controlat acest business și dispozitivele cu expunere ultraviolete sunt pe piață de diversi producători, poate sunt epuizate lampele alea, cum acționează, nu se cunoaște, utilizează persoanele date stickere pentru a acoperi acele alunițe sau nu. Zic eu, este o problemă foarte mare. Este o problemă la nivel de societate, la nivel de țară, că nu se înțelege și plus se face un trend. Uite, unde vezi persoane bronzate, poze cu modele bronzate, ceea ce induce altă lume. Hai să ne bronzăm și noi, să fim atât de frumoși. Dar, de fapt, ar fi bine să promovăm alt mod. Deci, să promovăm o piele aristocratică, nu atât de intens bronzată. Ok, cine, doamne, a dat pielea asta bronzată, e bine, dar să promovăm solarul nu este bine. Deci, utilizat periodic, apropo, razele ultraviolete din solar pot fi utilizate și pentru unele tratamente a bolilor de piele. Da, ischeratoze, mai sunt asta acolo. Asta e altceva. Da. La recomandarea medicului, dar utilizarea cronică anul împrejur a solarului nu face bine. Doamne, vă mulțumim mult pentru timpul acordat în această dimineață. Sperăm că oamenii au înțeles riscurile. Am fost util. Da, cu siguranță. Sigur, mai ales pentru această perioadă. O zi frumoasă să aveți și vacanță plăcută. Mulțumesc mult. Mulțumim și dumneavoastră.